salut! Eu sunt Andreea și astăzi nu plănuiam să fac acest video. Și da, nici măcar nu aveam idei ce să filmez până când cineva dintre voi m-a rugat să filmez cumpărăturile mele. Astăzi vom face un haul! Primul lucru pe care o să vi-l arăt este această jachetă pe care mi-o doream din totdeauna. Doar că așa și nu am reușit pentru că mă gândeam cu ce o să o port, poate că n-am să-mi stea bine sau chestii de genul, așa că într-o zi am zis că gata, o cumpăr. Chiar nu regret deloc, îmi place foarte, foarte mult, îmi place și materialul ei. Este o jachetă obișnuită la prima vedere, doar că este ca un crop top pentru că este aici tăiată și este destul de scurtă, dar... Și da, încă stau etichetele pentru că l-am luat recent și nu am reușit să le scot. Următorul este un tricou, cam așa arată, este unul alb-negru și am luat-o pentru că, nu știu, pentru că mi s-a părut interesantă. Cred că am să port la pantaloni negri, presupun, sau la alb, o să meargă în orice caz. Da, e destul de drăguță, scrie pe ea brand și am luat-o de la Bershka. Apropo, mi-am mai luat și acest crop top, este simplu și da! Apoi, am o pereche de Adidas, de fapt am doar un Adidas pentru că nu-mi găsesc pe celălalt. Ok, după 5 ore de căutare l-am găsit și pe celălalt. M-a plăcut foarte mult pentru că sunt în roz și ador culoarea roz, nu știu dacă v-ați prins, dar îl iubesc. Scrieți în comentarii dacă ați observat că am răcit. Mi-am luat și un costum de baie, nu o să vă arăt partea de jos, cam așa arată, are aceste chestii care îmi plac foarte, foarte mult și da. Da, dacă vreți să mă vedeți din el, la fel, intrați pe Instagramul meu și o să vedeți poze. Știți ce? Mi-am luat un hanorac pentru că ador hanoracele. Nu știu, sunt niște haine atât de confortabile. Și de data asta mi-am luat acest hanorac, îmi place foarte mult culoarea lui, chiar dacă mă face un pic palidă, nu știu de ce, dar da, nu mă întrebați. Îmi place foarte mult, are și această glugă, deci da, este foarte, foarte fashion. Sper că nu mi-am stricat părul. Mi-am mai luat și această chestie care nu știu ce, nu e un portmoneu, cred că este un mini centuță, n-am idee. Singurul minus pe care îl are este că acest străluci de pe ea cade foarte repede și uitați-vă, doar pun un pic mâna și am toată mâna plină de străluci. Mi-am luat încă un tricou care la fel este de la Pull&Bear, este pe jumătate alb, aici o inscripție și pe spate este la fel, îmi place foarte mult, dar ceea ce îmi place cel mai mult la acest tricou este material. Deci, cumpărați-vă și voi așa tricou pentru că e foarte, foarte tare. Yay! Ups. Mi-am mai luat un squishy, știu că nu este la temă, dar nu putem să nu vi-l arăt pentru că este adorabil. Este un unicorn și mă mănâncă nasul. Mi-am mai luat o pereche de încălțări, de data asta sunt unele foarte, foarte simple, o pereche de ghete albe și mi se par foarte confortabile. Mi-am mai luat încă o trusă imensă, deci serios, este mai mare ca fața mea. Cred că aici o să-mi pun, nu știu, șamponurile, periuța de dinți, pieptele. În curând o să plec în România pentru ceva foarte, foarte tare, pentru care încă nu vă pot spune. Și după o să plec la mare în Bulgaria pe câteva zile și o să mai vizitez câteva locuri, așa că o să am nevoie de această trusă ca să-mi pun cele necesare. În sfârșit am ajuns la pantaloni! Mi-am luat o pereche de pantaloni foarte, foarte tari. Sunt culoarea crem. Îmi plac foarte, foarte mult, sunt cu talia ridicată și asta îmi place, cred că, cel mai mult la ei. Și deja am probat și vin foarte, foarte bine, asta este cel mai important. Un parfum de la Chanel, cel original, așa că da, încă nu l-am mirosit, cam așa arată. Haideți să vedem cum miroase. Cred că miroase bine. Miroase foarte, foarte bine, îmi vine să mănânc. Mai am încă un top, un tricou, nu știu cum să-i spun, care este pe umeri, adică vine așa. Mi-am luat o pereche de ochelari, care nu-mi stau deloc și sunt foarte ciudați. Nu mă adeoază de ce am luat, pentru că nu am nici cea mai vagă idee. Știu că nu-mi stau deloc, dar știți ce? De ce nu? Mi-am luat acest lip gloss, care este de la Vivienne Savon, nu știu dacă se pronunță așa corect. Cam așa arată, îmi place foarte mult, sunt acum dată cu el pe buze. Are o nuanță naturală. Mie în viața reală nu-mi place să mă folosesc cu ele, pentru că mi se lipește părul pur și simplu așa de ele și chiar și acum mi s-a lipit un pic. Mi-am mai luat o pereche de colanți obișnuiți, sunt niște colanți simpli, negri. Am luat, ghiciți ce, încă un hanorac, dar că de data asta mi-am luat un hanorac colorat, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Sincer, nu-mi place foarte mult materialul lui, nu știu de ce, are un material cam iritant, dar în rest îmi place foarte, foarte mult, stai, nu știu cum să-l apuc corect.
Așa. Mi-am mai luat un pulover. Îmi place foarte mult pentru că nu am mai avut niciodată o haină în această nuanță verde închis. Are câteva inscripții. Iar acum aplauze pentru că o să vă arăt o rochie. Eu și rochie. Eu și rochie. Deci eu îmi cumpăr foarte rar rochii pentru că chiar urăsc. Nu urăsc, dar nu-mi plac, adică de ce să port rochie când pot să port pantaloni scurți sau, nu știu, pantaloni sau orice, dar nu asta, pentru că... Dar sunt unele cazuri când mai fac excepții și mi-au o rochiță pentru că îmi place. Apropo, dacă ești fată și te uiți la acest videoclip, scrie în comentarii ce preferi, pantaloni sau rochie sau fustă. N-am idee, așa că scrieți și voi în comentarii ca să vedem cine câștigă. Sper că o să port, chiar sper, dar nu promit nimic. Apoi mi-am luat niște ciupici de cameră, niște slipper și îmi plac foarte, foarte mult, sunt foarte moi și știți ce, o să mă îmbrac chiar acum în ei. Ups! Deci aveam aici un pahar plin cu apă și acum patul e plin cu apă, dar sperăm că nu o să observe asta părinții mei. O pereche de pantaloni scurți, sunt simpli, albaștri, îmi plac foarte mult pentru că sunt într-o nuanță mai închisă. Mi-am luat și o pijama, găsesc chestia aia de sus, așa că o să vă arăt doar shorts-ii pentru că îmi e prea lene să caut acum. Și ultimul lucru pe care o să vi-l arăt sunt acești pantaloni albi pe care nu știu de ce am îmbrăcat în momentul. Deja mi-am luat acești pantaloni albi. Și au aici niște dungi, au o dungă neagră și o dungă roșie. Deci da, cam acestea au fost toate lucrurile pe care am vrut să vi le arăt. Dacă v-au plăcut aceste haine, nu uitați să puneți like acestui videoclip. Și da, nu uitați să scrieți în comentarii ce vă place vouă mai mult. Să purtați shorts sau pantaloni sau rochi și fuste. Să vedem cine câștigă. Așa că da, nu uitați să dați un like, un share ca să-l vadă și prietenii voștri. Iar cu voi a fost a voastră Andreea Băstănica, iar noi ne revedem în alt vlog. Pa, pa!